FC Argeș merge la Alba Iulia cu gândul declarat de a obține toate cele 3 puncte, a declarat portarul Flaviu Scroitoru. Un rezultat pozitiv ar fi benefic, mai ales că vor urma meciuri mult mai grele, a declarat acesta. Cred că va fi o partidă foarte grea, dar dacă vom intra motivați 100% pe teren, eu zic că vom câștiga. Trebuie să câștigăm, să urcăm și noi în clasament. Am avut 2 meciuri foarte bune și sper să câștigăm și acum, pentru că ne așteaptă după un meci foarte, foarte greu cu Corona. Unul dintre cei mai buni jucători în meciul precedent de campionat, fundașul stânga Briceag, consideră că trebuie continuată seria rezultatelor pozitive. Am mulți jucători tineri, la fel ca noi, talentați, dar noi mergem să facem un joc cât mai bun, să câștigăm cele 3 puncte. Contează foarte mult, avem și un moral foarte bun după meciul de acasă cu Lumioveni și ne-ar da și mai multă încredere pe viitor. Ardelenii traversează o perioadă grea din punct de vedere financiar și sportiv și nu ar fi exclus ca această echipă să se retragă până la urmă din campionat.